Bine v-am regăsit la o nouă ediție a telejurnalului în limba română, aici la RT Canaveze. Sunt Ionela Ioniță și vă invit să ascultați pentru început titlurile. O româncă din Maramureș, stabilită la Torino, Maria Clăpan, ingineră în România, realizează de 5 ani o emisiune radio în limba română la Radio Flash. La început a fost o emisie de 15 minute. Acum se poate asculta transmisia în limba română în fiecare duminică, timp de 3 ore. În fiecare duminică, românii ascultă muzică de toate tipurile, dau telefoane, cer dedicații, se simt ca acasă. Maria Clăpan este mediatoare culturală, președinta unei asociații culturale și cunoscută în peisajul diasporei române. Colegii italieni de la radio o privesc cu admirație și o consideră una de-a lor. În emisiunea Pol de Românitate la Torino realizează intervenții, interviuri, atât telefonice cât și în studio. Se poate asculta muzică de toate tipurile. Avem un gând și un salut din partea realizatoarei radio Maria Clăpan. Îi salut pe toți telespectatorii emisiunii în limba română de la RT Canaveze, de aici, din studiourile radioului Flash. Eu mă găsesc aici pentru că realizez, abia am terminat o emisiune în limba română. Această emisiune în limba română are deja o vechime de 5 ani. Este foarte ascultată de românii din Torino și cei din împrejurim, pentru că Radio Flash are o lungime foarte mare de undă. Cred că, nu știu sigur, dar cred că și în Canaveze se prinde această emisiune. În fiecare duminică avem 3 ore de emisie, cu o parte informativă, emisiuni, știri, informații, o colaborare cu Radio România Internațional, precum și o rubrică de dedicații muzicale care are foarte mare succes, deoarece românii sună, intră în direct cu noi, trimit mesaje, cer melodiile preferate, noi încercăm să-i mulțumim, le dedică celor dragi și, oricum, în fiecare duminică, de la orele 17:30, la orele 20, chiar după 20, depinde cum terminăm cu dedicațiile muzicale. Eu vă invit pe toți cei care mă vedeți acum să mă ascultați în fiecare duminică cu Pol de Românitate la Torino, la Radio Flash 97,6 FM. Online se poate asculta pe www.radioflash.to. Radio Flash, emisiunea limba română, se poate urmări duminica, în fiecare duminică, de la orele 17:30 de minute la orele 20. Indiferent de unele păreri mai puțin amichevole, să spunem așa, că despre aceste spații radio în limba română și TV în limba română, sper să reușim să devenim voce ale comunității noastre românești, pentru că în o altă dimensiune, într-o altă țară, este foarte important să te poți exprima în limba ta maternă, să ajungi de la suflet la suflet. Se pare că nu reușim să fim uniți, dar încercăm să prezentăm realitatea și toate problemele comunității noastre.